Dar e bine că e o luptă și vor toți să fie în față. E bine că vor să ajungă 10-11 echipe în primele 6 în play-off. Asta înseamnă că vor și mai mult să și promoveze, dacă pot, sau măcar să încerce să promoveze. Promovează primele 2, 3-4 participă la baraj, locurile 3-4. Da. 5-6 rămân în continuare să joace de la ora 11 anul viitor. Din punctul ăsta al emulației de vedere, e pozitiv. Dar am constatat, de fapt, în play-off-ul de anul trecut, am constatat. Și la Turis, și la Mioveni, și la Utah, și pe Rapid, Petrolul, Argeș, mi se pare, fluctuații de formă. Deci, există momente în care parcă se sperie de locul întâi și de ce li s-ar putea întâmpla. De exemplu, FCU Craiova a fost condus autoritar 14 etape, exact, sau cât 15 etape, nu? Ei, de fiecare dată când echipa de pe locul 2 sau 3 avea șansa, printr-un meci, fie acasă, fie în deplasare, să treacă cu un punct sau să se apropie la un punct sau să ajungă la egalitate, s-au panicat și au pierdut meciul acasă. Da. S-au făcut de, egal. De fiecare dată, Rașul, Metaloglobus, cine a fost pe acolo, Rapidul la un moment dat, Clujul. Uite acum, în ultima etapă, deci Asu Poli, deci bate tot, ajunge la 31 de puncte și unde se împotmolesc și nu bat? La echipa care n-a bătut pe nimeni, la Pandurii Târgu Jiu. Așa este. Păi, la Pandurii trebuie să câștige dacă vrei să emiți pretenții. Dar există, înseamnă ceva, pentru că prea e generală situația, deci nu privește doar o singură echipă, ci mai multe. Nu, așa e, aveți înseamnă că jucătorii nu sunt pregătiți, nici pretenții, antrenorii chiar, nici jucătorii, pentru miza care ar putea să fie. Și sperie. Mai e ceva, domnul Pușcaș, și aș completa. De aia nici nu se califică. Și echipele care la începutul sezonului nu au pretenție de promovare, sunt relaxate, mă gândesc la Farul, la Metaloglobus, CXRD, și uite că vin pe turnantă. Da, numai că, bineînțeles, diferența este încă foarte mare, deci absolut oricare dintre cele 10-11 pretendente la play-off ar promova, să zicem. Cred că ar trebui să-și remanieze în totalitate lotul ca să nu ajungă la eforturile celor de la Argeș din prima parte a campionatului. Și Argeșul a transferat vreo 7-8-10 jucători. La ce văd eu acum în Liga 2, pe Liga 1, nu cred că pot să rămână cu aceleași loturi. Cel puțin 10-12 jucători la orice nouă promovare. Din trebuie. Punctul nostru de vedere, care ar fi cea deci mai... diferență mare. Cel mai echilibrat club din aceste echipe care se luptă la promovare? Mă refer la lot, conducere, tot ce înseamnă clubul. Echilibrat. Echilibrat, per total. Să fie un club bine așezat. Păi cel care s-a văzut pe primul loc. Asu Poli, care e cu cel mai mic buget dintre cele 8, dintre cele 8, să zicem, nu 10, sau poate chiar 10, pretendente la play-off, deci de departe cel mai mic buget, s-a cocoțat pe primul loc. Înseamnă că au o bază de antrenament bună la Timișoara, au două terenuri de antrenament, au recuperare, nu au bani, dar au condițiile asigurate de către Universitatea Timișoara. Acum fostul rector al Universității, domnul Șerban, este și președintele clubului. Înseamnă că este un om echilibrat, un om așezat, un om care colaborează bine, nu încearcă să-și impună punctul de vedere cu conducerea, cu președintele, cu antrenorii. E Dan Alex acolo, care nu este un antrenor de lepădat. Și iată că cu un buget de cu 25% din bugetele FCU Craiova, Petrolul, Rapid, Cluj și chiar Rapid, mare. 4 echipe cel puțin, reușesc să... Nu știu cât o rezista. S-ar putea să reziste, pentru că n-au un lot mai mare de 22-23, mai numeros decât 22-23 de jucători. Alții au 30-32. N-au condiții speciale, financiare, salarii de 1000 de euro, 1200 de euro pe lună, ceva de genul ăsta. Dar uite că se poate și așa. Și atunci m-a întrebat cine e cel mai organizat. Păi, ăștia sunt cei mai organizați. Bun. Din moment ce sunt pe primul loc cu buget de 25% față de contracandidate. Normal. Și pare că au și liniște. Exact ce spuneți dumneavoastră, că oamenii par echilibrați acolo. Au adică liniște, au structura așezată, nu se implică patronul să facă echipele, prin el, prin interpuși, prin, știu, e o echipă normală, un club normal,
și s-ar putea, dacă promovează, să beneficieze toți. Bine, echipa și puțin, e destul de matură echipa. Deci au câțiva jucători, Mera, Scutaru, ce mai pe acolo, Popovici, da. Accente. Sunt și câțiva jucători cu trecut și prin divizia, prin Liga 1. Au câțiva puști de calitate, au și portarul interesant, au un mijlocaș interesant, tiner, 19, 18, 20 de ani. Și cred că o să fie una din nucile tari la promovare a Supoli, pentru că greu îi bați. Foarte greu. Știu jocul, cum se spune. Da. Nu fac tam-tam nici la victorie, nu intră în panică nici la înfrângeri, cum se întâmplă în alte părți, de treci de la cald la rece, așa, cu o ușurință de nedescris și aproape inexplicabilă. Și atunci și jucătorii sunt liniștiți, își văd de treaba lor, evoluează așa cum pot și cum știu și cum am învățat fotbalul. Craiova, fostul nostru club. De fapt, e ultimul club pe care l-ați condus. Vă întreb altceva. Ovidiu Stângă dat afară după 3 meciuri, pus din nou trică și, atenție, veni Mircea Bornescu la început de drum în ideea asta de conducător. Cum vi se par aceste schimbări? Dacă așa au considerat patronii clubului, sau patronul clubului, că e indicat și e util, e, așa e bine și înseamnă că merg înainte cu obiectivul promovare, pentru că altul nu-i. Nici la Craiova, nici la Petrolul, chiar nici la Ucluj. La Rapid e, mi se pare, este o nebunie totală. Iar nu e o nebunie, pentru că absolut, e, din punctul meu de vedere, e normal ce se întâmplă. Atâta timp cât ție nu-ți trebuie președinte, nu-ți trebuie antrenor, îți trebuie oameni de muncă. Nu au președinte acolo, și nu au director sportiv. N-au director sportiv, n-au antrenor, n-au oameni de, și conduce patronul după chipul și asemănarea lui. Degeaba ai bani. Repet, Asupoli e pe primul loc. Cu un sfert de buget din cel al Rapidului. Dar domnul Șerban, fostul rector al universității, nu intră în vestiar să le spună să joace pe dreapta sau pe stânga și nici nu îi spune antrenorului să joace 4-2-3-1 sau 4-4-2 sau pe cine să schimbe sau pe cine să bage în teren. Pentru că orice echipă, după părerea mea, de pe locul 3-4 din play-off-ul Ligii a doua, la baraj, va rămâne tot în Liga a doua. Pentru că e o diferență mare între locul 3-4, de exemplu, cu în comparație cu Hermannstadt, să zicem, sau poate Dinamo. Da, sau poate, de-aia am spus că Dinamo greu are șanse să pice, sau Târgoviște, sau știu eu ce echipe pot să fie pe acolo din Liga 1. E o diferență mare. Până la urmă, stau și mă gândesc acum aveți dreptate, în afară de Poli Iași, cu tot respectul pentru cei de la Iași, cam toate echipele care sunt chiar și spre retrogradare sunt destul de puternice în comparație cu Liga 2. Iași ar fi singura care ar putea să aibă probleme. Există o masă destul de importantă de jucători în Liga a doua și în special acele care emit pretenții în play-off, pentru play-off, de fotbaliști care au jucat în Liga 1. Dar uitați-vă la ei, la carierele lor și o să vedeți cât au jucat și la ce echipe au jucat. Că nu știu vreun FCSB sau Ceferist Cluj sau viitorul când a câștigat campionatul, vreun jucător din aceste loturi care se joace la primele 6 din Liga a doua. Nu prea cred. Așa este. Știu jucători care au jucat pe la Poli Iași și joacă la nu știu echipe unde. De subsol de Liga 1. Deci acești jucători nu înseamnă că în viața lor sau pe parcursul carierei lor nu au fost obișnuiți cu performanța. Nu au avut niciodată unii dintre ei o succesiune de. Sunt 30 și câte de meciuri în Liga a doua anul ăsta? Sunt 30 acum în play-off, da? 30, da. Ca să ajungi să fii pe locul 1, 2, poate 3, 4 în play-off, din 30 de meciuri cam trebuie să bați 22. Da. Ori acești jucători, dacă ei la un loc, n-au avut în carieră nici unul un parcurs de 20 de victorii consecutive. Nici unul. Interesantă statistică. Eu n-am făcut, eu știu. Faceți-o voi în redacție și o să vedeți dacă am dreptate. Arătați-mi jucătorul din Liga a doua de la primele 6 echipe care are un parcurs în toată cariera lui de 20 de meciuri fără înfrângere. La nivel de Liga 1 sau a doua, nu mă refer la Liga 3 sau județ sau la copii sau la județ. Nu, primele două ligi. Primele două ligi. La fotbalul profesionist vorbesc. Bun, domnul Puștaș, hai să facem un exercițiu de imaginație. Spuneți-mi din punctul nostru de vedere echipele care ar putea promova în Liga 1. Dacă putem așa, un joc să spunem de imaginație. ASU, FCU, Craiova. Eu cred că și Petrolul poate să-și revină. Petrolul care e pe 7 acum, atenție. N-au un lot rău și dacă intră în play-off, probabil că va face victime acolo. Iar Moldovanul e un antrenor mai slab ca alții din Liga 2.
sau chiar a întâia. Trei, s-ar putea să avem o surpriză de la viitorul Pandurii, Stoican. Da. Patru, și cam aici cred că se va duce până la urmă, deci Craiova, s-ar putea și Călărașul cu Pustăi. Deci Asu, ce face cu FCU, Asu, da. Petrolul, Călărașul și Pandurii. Astea cinci. Cred că nu pot să lipsească din luptă, din, din play-off. Da. Și bătălia să se dea pentru al șaselea loc între cele care se bat acolo. Dar astea cinci au mai arătat ceva în acest sezon competițional și au și puterea financiară, cu excepția celor de la ASU Poli, de a suporta costurile, știu eu, mărite substanțial ale ligii întâi. Da. Pentru că, repet, trebuie aduși încă la fiecare echipă, trebuie aduși 15 jucători, gratis nu-ți vin și salariile vor fi mai mari. Chiar dacă e niște drepturi TV, dar și costurile sunt mai mari, și salariile sunt mai mari, corect, și premierele sunt mai mari, și deplasările sunt mai corect, lungi, poate. Da. Nu sunt mai lungi decât la Liga. Bun. Mă rog. Deci, cam astea cinci.